Dumnezeu când ce aduce pe fața pământului, ce și trămece să vezi mult ce în viață. Și eu am umblat, dragii mei, mult, mult, mult de tot. Dar ca aici, la Ocnea de Fer, ca la Muzeul Unea Costică Gruescu, Muzeul de Mineralogie, Casa Binelui, n-am mai întâlnit. O să ziceți, bă, norodul ăsta de liuț mi-a adus undeva unde sunt numai bolovani. E adevărat, dragii mei, or fi bolovani, dar minunile pământului nu le puteți vedea decât dacă veniți aici la ferul. Ia uitați, bună oară, bolovanul ăsta mare, da? Că eu sunt bolovan mai mare ca el. Dar îmi spunea Nea Costică că este cea mai importantă piesă din muzeul dumnealui. Este un cuarț pe trei generații. Una, două, trei, ăștia mai subțirele. Și nu sunt povești, dar așa cum îmi spunea și nepoata Luminița, celebra înotătoare reșițeană Luminița Dobrescu, înainte de competiții, venea și se încărca cu energie pozitivă. El a fost măsurat, să știți, măsurat, și se spune că are o rază de 7 metri pătrați de energie pozitivă acest cuarț. Uite, bunoară, dacă țin mânurile așa, eu acum simt furnicături și nu glumesc. Alții sunt căldură. Bine, pe unii lasă rece muzeul nostru, dar să știți că cel mai bine este să veniți aici. Și dacă am scos asta din străfândurile pământului, ia uitați-vă aici. Una așa mai mare este o geodă de citrin. Citrinul este o piatră semiprețioasă de culoare galbenă. Citrinul, ca și citricele, da? Asta este o geodă, adică o pungă în care s-au creat aceste minerale. Tot în fundul pământului scoasă. Da, dar vă arăt eu ceva acum și nu o să credeți din ce vă arăt acum. Ia uitați-vă acolo. Să seamănă cu nisipul deșertului, cu nisipul saharian. Este chiar trandafirul deșertului. Dacă tot ce v-am arătat acum îi scos din pământ, trandafirul ăsta, mă, fraților, l-a trăznit. Adică o da fulgerul nisipul din Sahara și s-a făcut baș, așa cum îl vegeți, trandafirul deșertului. Și haideți să vă mai arăt acum câteva lucruri fabuloase. Nea Costică și-a aranjat colecția în funcție de zonele geografice ale României și de importanța mineralului pe care le studia. Bunoara, aici așa este o vitrină doar a fierului, partea de sus. Așa? Aici la fel, avem multe minereuri de fier, pentru că Ocna de Fier e o zonă minieră. Dar cel mai important lucru sunt unicatele pe care le avea Nea Costică. O să vi le arăt imediat. Și Nea Costică spunea așa, macla japoneză are doar un centimetru lungime. Macla gluescu are cel puțin 7 centimetri. O țară mai încolo în vitrina asta avem ceva, dar dați-mi voie să fiu și eu un ghid adevărat și să-mi pun șapca de miner autentic primită de Nea Costică din Austria. Ia uitați-vă aici, un asemenea cuarț roz, Nea Costică, în perioada comunistă, l-a dăruit familiei Ceaușescu. Elena Ceaușescu, când a văzut acest cuarț roz, n-a putut să-l primească în expoziție pentru că simțea foarte multă energie pozitivă de la el și ea avea multă energie negativă. Așa spun poveștile, dragii mei. Și mai este o poveste foarte, foarte adevărată. Nu e poveste, e de istină. Știți ce făcea Nea Costică? Și-a vândut și pământul pe care l-a primit moștenire de la socrii ca să-și cumpere pietre. Pietre, dragii mei. Și dacă ar fi trăit într-o altă țară, probabil că Nea Costică era un miliardar autentic. Așa, aici, în România, în țara lui, Nea Costică era miliardarul cel sărac. Și mai este o poveste foarte, foarte frumoasă. Atunci când la Timișoara a venit Regina Olandei într-o vizită, Nea Costică i-a prezentat expoziția sa de minerale. Regina Olandei avea 10 minute să viziteze expoziția. A stat 45 de minute și a plecat și cu un cuarț roz de la Nea Costică, iar mai târziu Nea Costică a primit și o scrisoare de mulțumire din partea casei regale olandeze. Dar poveștile multe înseamnă și dat mult în gură și când dai mult în gură, parcă sunt cu bătăi de lingură la târban. De-aia, pun înapoi șapca lui Nea Costică, așa, îmi iau eu pălăria mea de paure din Banat și mă duc la cuină, că știu că acolo voi găsi socăcițe pricepute, care îmi vor găti fie mâncarea preferată a lui Nea Costică, fie după rețete extraordinare păstrate în niște caiete, wow, wow, vechi, mai bătrâne ca și subsemnatul, dar cu un gust ca în Banatul de la munce, ca la sarea în bucace. Hai, dareți, oameni buni, să vegem cuina de la Ocna de Fer.